Și în felul acesta, cred că vom avea și foarte mulți și profesori, și lectori, și artiști care vor veni cu acest prilej la Soroca, pe acest vechi meleag de istorie, de tradiție și de cultură. Dacă mi-aș aminti numai câte datorii avem față de un Dimitrie Iov, un mare poet uitat și reprimat mort în pușcărie, dacă ne vom aminti de un Gheorghe Arus, un poet și un dramaturg excelent, cu două piese jucate la Teatrul Național din Iași în anii 30, Mort în gulag, cum zicea el în ultima poezie scrisă în timpul vieții, premonițial, și voi muri cu cântecul pe buze, și moare cu cântecul pe buze, în 1942, în lagărul de la Taișet, pe brațele unui coleg profesor. Sau de Elena Dobroșinski-Malai, care a fost ucisă împreună cu soțul ei, acea Elena Farago Basarabi, o poetă de o rară finețe, care a fost și secretarul Societății Scriitorilor și Publiciștilor din Basarabia, sau de Paul Vataman, sau de alte personalități pe care doar Soroca le-a dat culturii noastre. Dați-mi voie să invit în prezidiu acum pe domnul Vladimir Nicuță, vicepreședinte al Raionului Soroca, să vină alături de noi, partenerii și prezidiu, pe doamna Elena Bondarenco, primarul orașului Soroca, pe domnul preot Valeriu Cernei, protopopul de Bălți, din cadrul Metropoliei Basarabiei, aproape ar fi române, să invit aici, alături de noi, pe domnul director al Liceului Teoretic Constantin Stere, Vasile Paș, pe doamna doctor Miria Maria Voicu, președintele Fundației Naționale Constantin Stere, Prahova, și, sigur, mai avem scaune, să invit alături de noi și pe domnul academician Mihai Cimboi, care va urma împreună cu dumneavoastră la prevoțiile despre Constantin Stere. Vreau să vă apropiați. Așa. Da. E ok. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. O să merg și eu totul geam. Da? Aici. Salutând toate aceste personalități care sunt în fața domniilor voastre, eu îmi exprim speranța în curând va sosi pe drum de la Bălți spre Soroca și domnul profesor Victor Durnea, de la Iași, de la Institutul de Istorie și Teorie Literară Alexandru Filipide.